Știați că în secolul XIX medicii foloseau pâlnia pentru a înregistra sunetele produse de inimile pacienților? Totuși, lucrurile au mai evoluat, pentru că astăzi există stetoscopul, care practic este tot un fel de pâlnie, dar mai evoluată. Acesta este format dintr-o capsulă care are rolul să preia sunetele fie prin intermediul unei diafragme pentru sunetele înalte sau unui clopot pentru sunetele mai joase. Dar sunetul, bineînțeles, trebuie transmis către urechea umană. Aceasta se face prin intermediul unui tub, pentru ca sunetul să ajungă apoi la olive. Olivele sunt un element foarte important pentru că creează un spațiu închis între capsula diafragmei de la nivelul acesta și capsula timpanului, astfel redând cu fidelitate și amplificare sunetele. Totuși, în medicină se spune că în stetoscop există un element și mai important, și anume ceea ce se află între olive, și anume creierul uman. Majoritatea oamenilor știu că stetoscopul este folosit pentru ascultarea sunetelor inimii sau a plămânilor, însă puțini sunt aceia care știu că este folosit și pentru ascultarea zgomotelor de la nivelul vaselor de sânge sau chiar al intestinelor din abdomen. Și totuși, după mai bine de 200 de ani de la descoperirea sa de către René Laennec, stetoscopul a devenit și rămâne unul dintre simbolurile medicinii. Poate pentru că putem asculta inima cu ajutorul lui. Așa cum spunea și Leonard, ceea ce în inocența noastră considerăm a fi un ou de Paște, o bijuterie sau un balon de săpun, este de fapt o masă lucioasă de carne tremurândă, încolăcită în propriile sale vene și artere, un instrument plăpând, timorat, al iubirii, dar și puterii, inima. Și acum, colat peste pupăză, între timp lucrurile au mai evoluat și stetoscopul a mai primit o întrebuințare.